Bine v-am găsit la o nouă ediție a dialogurilor Caiete Silvane Online, astăzi cu scriitorul, cu profesorul Viorel Tăutan. Bună ziua și bine ai venit la emisiunea noastră. Bună ziua, Daniel, bună ziua privitorilor noștri. Sunteți un vechi colaborator la revistei Caiete Silvane și din această perspectivă vom încerca astăzi să dialogăm, evident, sub semnul culturii, al literaturii, al poeziei. Câteva date din biografia lui Viorel Tăutan. S-a născut la 30 aprilie 1943 la Bocșa Română, județul Caraș-Severin, absolvent al Facultății de Filologie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în 1969. În perioada studenției a participat la activități ale Cenacului Literar de la Facultate și ale Cercului de la Tribună. A debutat cu eseul epistolar în viața studențească în 1965. Cu poezia a debutat în revista Tribuna din 1982. A fost membru al Cenacului Literar Silvania din Zalău. De atunci publică poezie, proză, teatru, cronică literară, eseu în reviste literare și de cultură, în Tribuna, Caiete Silvane, Transilvania, Echinox, Silvania, Școala Noastră, Poesii, Steaua, Familia, Vatra, Unu, Aurora, Discobolul, Viața Românească, Zburătorul. A făcut parte din redacțiile revistelor de cultură Silvania, Unu și Limes. A inițiat și coordonat revista elevilor de la Liceul Teoretic Iona Gârbiceanu din Jibou, Cuvinte Regăsite. A publicat 6 cărți de poeme, Jurnal în Răspântii, Gesturi în Oglindă, Elegia Civis Transilvanie, Speranță Renăscută, în colaborare cu Doina Ira Tăutan, poeme, Verșec, Vânătorul de Tristeți, Elogiu Formei, precum și cartea de proză memorialistică, Impresiile unui călător dobnatic. Este cuprins în mai multe antologii. A redactat de asemenea monografia Liceului Teoretic Iona Gârbiceanu cu ocazia jubileului de la înființare. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, este primul președinte fondator al Asociației Scriitorilor din județul Sălaj și, cum spuneam la început, colaborator vechi al revistei Caiete Silvane, aproape de 80. Îi sunt pe al 80-lea drum al vieții. Cum e? Am început să observ. Până acum n-am băgat de seamă cum trec anii. Am gândit mereu că încă nu-i timpul să îmbătrânesc. Și probabil că asta m-a ajutat foarte mult să amân aceste sentimente ale îmbătrânirii. Dar până la urmă n-ai încotro. Rămâi la suflet tânăr, dar nu te mai poți purta ca un tânăr. Nu mai poți sări cum săreai, nu mai poți să dansezi cum dansai. Ai început să ai și accidente de memorie și iacă așa trebuie să mă aliniez obișnuitului. Deși eu cred că sunt neobișnuit deocamdată. S-au scris multe rânduri despre bătrânețe, vârsta înțelepciunii și tot felul de lucruri. Cum o vezi? Știi cum e? Este și sunt de acord. Este vârsta înțelepciunii. Dar această înțelepciune se oferă celorlalți destul de rar. Când stau la masa de scris, mă adun înspre vârsta pe care o am. Când mă manifest oral, ca să zic așa, verbal vorbit, e altceva. Și uit pentru moment că am această vârstă a înțelepciunii și mai dau drumul și la texte care nu s-ar cuveni în tradiția moralei noastre populare să fie spuse de către un om la vârsta la care am ajuns. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns la această vârstă și recunosc că am momente când îmi citesc ce am scris și mă mir că le-am scris eu. Adică așa de bine scris, vreau să spun.
Da. Și acum, așezarea în fața, când avem încotro înainte, te așezai la masa de lucru cu pana în mână și scrieai cu mâna. Ei, acum te așezi în fața monitorului și a tastaturii și eu simt o transformare și cred că și ceilalți o simt la fel. Comunicarea directă cu această, cu acest instrument te metamorfozează. Te detașezi, de fapt, este un truism aproape faptul că scriitorul nu este identic cu naratorul, de exemplu, sau cu poetul. Scriitorul, cel pe care scrie, pe care îl vedem plimbându-se pe stradă, care se așează la masa de scris și scrie, și imediat după ce s-a așezat și a început să scrie, devine altceva. Devine narator, devine poetul, gândește parcă altfel. Așa simt eu, prin metamorfoza asta simt că trec eu. Și cred că toată lumea trece la fel, toți. Întrebare clasică, Viorel Tăutan, dacă te-ai naște încă o dată, ai face la fel? Da, eu cred că da. Nu știu ce să zic, n-aș vrea să renasc cu conștiința tuturor faptelor bune și celor pe care le-am în memorie. Deci, nu știu, și pe alții am auzit zicând, bine, oameni cunoscuți în general, că n-ar vrea să se mai nască sau dacă s-ar naște, ar face la fel. Nu știu ce aș face. Nu știu. Dacă ar fi să depindă într-adevăr de mine, aș fi un pic mai rebel în tinerețe. Eu am fost menit de către dascălii mei, de către persoane străine care m-au ascultat, am fost menit scenei. Adică trebuia să fiu cel puțin un cântăreț de operetă. Am fost testat, au venit și la muzica militară din Cluj-Napoca, un locotenent, când aveam 14 ani, mi-a testat vocea, auzul muzical, simțul ritmului și au vrut să mă mobilizeze, între ghilimele. Mama n-a fost de acord. Am fost singur la părinți și părinții mei mai pierduseră o fată înainte de a mă naște eu și probabil că din această teamă de a nu mă pierde, dar mai erau și prejudecățile populare în jurul acestei meserii de arte sau profesii de, nu neapărat profesie, vocație de artist, de om cu scena sub tălpi, cum se zice, cu scândura sub tălpi. Eu am avut posibilitatea să merg, dacă eram ușor mai rebel, revin la ideea de unde a plecat, m-aș fi dezlipit de, m-aș dezlipi de super grija mamei mele pentru viitorul meu și aș fi mers la conservator, la canto. Acolo am avut chemare. M-a valorificat profesorul Octavian Mocanu, fie-i memoria veșnică. M-a depistat când eram în clasa a 5-a și de acolo încolo m-a educat și m-a format. M-a determinat să mă îndrăgostesc de scenă. Asta a fost. Nu, dar n-a fost să fie. N-a fost să fie. Totuși trebuia să mă manifest. Am participat la concerte, am cântat pe scenă și în studenție am jucat teatru. Am făcut parte din trupa de recitatori, dar făceam mai mult teatru a Casei de Cultură a Studenților din Cluj. Și am luat și premii de interpretare de-a lungul concursurilor primăvara studențească. Și pe urmă m-am înscris în cunoscuta și pentru unii, nu știu de ce, reprobabilă organizare a acestui festival național Cântarea României. Am participat ca și interpret de teatru și chiar am luat un loc întâi de interpretare pentru
un rol din opinia publică, rolul directorului din opinia publică de Aurel Baranca. Bine, asta se întâmpla în 90 primăvara și în 89 primăvara, rectific. În 89 primăvara, iar noi știm cu toții ce s-a întâmplat. Am transferat această pasiune pentru artă în domeniul scrisului. Scrisesem și în copilărie și în adolescență mai degrabă, că m-am manifestat dornic să scriu, am parodiat la început, așa am fost depistat de către profesoara de română, doamna Ana Goia, o excelentă profesoară de română, era singura care avea studii superioare de 5 ani din învățământul Jiboan și ea mi-a citit, ne-a dat o temă de casă, am povestit asta într-una din cărțile editate de filiala Cluja Uniunii Scriitorilor, Autoportret în oglindă. Deci ne-a dat o temă de casă să scriem ceva despre un personaj important. Și după ce au citit două, trei colege tema de casă, că așa făcea, ne verifica prin audiere. Mi-a luat caietul, stătea pe bancă, mă mutasem eu în banca a doua, eu stăteam în banca întâi din cauza ochelarilor și s-a așezat dumneai pe masă și pe bancă și mi-a luat caietul și eu instantaneu am transpirat. Nu-mi scrisesem tema un eseu, cum acum mi se spune eseu. Atunci era o compunere, ci scrisesem vreo 5 sau 6 strofe parodind ritmul și tipul de rimă, dacă stau bine să mă gândesc, după Peneș Curcanu al lui Alexandrie. După ce l-a citit, între ce nu l-a citit voce tare, mi-a dat caietul și a făcut liniște în clasă să asculte toți colegii compunerea mea. Sigur că eram learcă, transpirasem de emoții și de frică până la urmă, pentru că ne era teamă să nu iau o notă slabă. Nu făcusem un eseu. Dar și-am citit poezia respectivă, după care doamna a aplaudat, de-a îndemnat și pe colegii mei să aplaude. Unii dintre ei mai ironici, dacă se poate numi, prietenești, colegiale, ironii colegiale. Și m-a rugat să aduc scrisă frumos poezia pe coala albă și a pus-o la Gazeta de Perete. A fost debutul meu poetic la Gazeta de Perete a școlii. Deci cam așa am debutat. De pe urmă, în liceu am început să scriu acrosticuri, mai ales pentru colegi în general. Am fost un veșnic îndrăgostit, ba de o colegă, ba de alta, dar s-am stimulat creativitatea și... La catedră te întoarcem? Sigur că aici e o poveste lungă cu laturile mai bune sau mai puțin bune ale meseriei de dascăl. Da, n-am vrut să mă fac dascăl. După ce am terminat facultatea, am luat legătura cu Teatrul de Păpuși din Cluj. Au vrut să mai acolo. Eu în 69, când colegii mei au terminat studiile superioare și au mers la repartiție la București pentru posturi, eu eram în Ciuslovacia la un festival internațional al păpușarilor amatori, la care am fost coleg de trupă cu Radu Țuculescu. Și de atunci ne știm noi cu Radu, de la repetiții și pe urmă în timpul festivalului. Ei bine, directorul de atunci, Vasile Dan, e o coincidență de nume cu poetul de la Arad, sau de la Arca, să zic așa, m-a luat deoparte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să mă angajez la ei, la teatru de păpuși. Că m-ar trimite la studii post-universitare la București pentru specializarea în
profesia de regizor teatru de păpuși. Sigur că am fost extrem de încântat și foarte mulțumit. Zic, uite, domnule, abia am terminat, vin, mă angajez în domeniul pe care îl agrez cel mai mult, din domeniul artelor, arta teatrală. Și cred că e pentru copii și asta m-a încântat și mai mult. Mi-a plăcut. Îmi place replica copiilor la teatru, la spectacolul de teatru. Îmi plac replicile lor. Am venit acasă, sigur că mama nu a fost de acord. Urma, nici atunci n-am avut voința să mă dezlipesc, deși eram matur cu armata făcută și cu studiile terminate. Găsisem și o casă aproape în zona centrală a Clujului. Taică meu a fost de acord cu mine, găsise cumpărător pentru casa, nici mă, noi am avut casă în Jibou. Și dar mama s-a împotrivit categoric, a zis că ea nu vine, că ea nu-și părăsește serviciul să se aventureze, să caute alt serviciu. Erau, putea să-și găsească, dar în sfârșit. Asta e unul dintre episoadele dramei devenirii mele. Și am venit în învățământ. Am fost repartizat din oficiu la Poenița, cum la Băbeni. Directorul de la Băbeni, domnul Avram, n-a acceptat să merg acolo, zis că are nevoie de profesor în centrul de comună. Între timp a venit directorul liceului la noi acasă, auzind că am terminat, că sunt acasă, și mi-a propus. Acum, cred că aici au avut o intervenție categorică, rugămințele mamei mele să mă aducă cumva. Am prins un moment de jenant pentru învățământ. Una dintre profesoarele franceză fusese transferată disciplinar la liceul disciplinar, la liceul din Zalău, și s-a evit catedra liberă într-un moment în care nu mai avea de unde să facă rost, toate posturile fusese repartizate, și a venit să mă roage să predau franceza la liceu. Și așa am intrat eu în învățământ. Dar acum, dacă m-ai întrebat, reîntorcându-mă în timp, după refuzul, pe primul loc a fost scena și pe al doilea meseria de dască. Mi-a plăcut. Și cred că m-aș face tot așa, aș opta pentru profesia asta. Am fost pentru mulți dintre elevii mei care au vrut să înțeleagă și au avut o educație normală de acasă, am fost un profesor agreat. Așa reiese din toate semnalele pe care le-am primit în scris sau oralmente de la ei, de la absolvenții. Jucam teatru la ore și asta le plăcea foarte mult. Adică eu nu citeam în timp ce conversam, că pentru mine a dicta era interdicție la dictare de comentarii gata făcute. Eu am conversat, eu am dialogat la clasă pe tema lecției de zi și alte teme, că mai divagam. Dar când aveam de citit un fragment dintr-o operă pe care o dezbăteam, le plăcea că interpretam toate rolurile din această, fie că era vorba de teatrul Garageale sau Alexandrii, fie că era din mai târziu din Blaga, sigur că da, teatrul extraordinar al lui Lucian Blaga, cu totul și cu totul deosebit față de ce s-a scris până la el. Mari dramaturgi am avut, dar el depășește prin arta sa poetică pe alți dramaturgi. Toate piesele sale sunt poeme dramatice, de fapt. Care ar fi, pe scurt, drama de astăzi a învățământului de la noi? Cum o percep? Nu știu. Cred că
tinde să devină tragedie națională. Nu știu ce se întâmplă. A fost astfel dirijată. Din exterior nu pot să ascult. Pot fi acuzat de adept al unei direcții în gândirea politică contemporană. E un complot, e o conjurație împotriva țării noastre, a poporului român. Nu cred că despre asta e vorba. Întotdeauna am avut probleme în învățământ și asta o știm și de la Caragiale și de la alți autori. Dar ca astăzi, o asemenea dramă profundă nu s-a mai întâlnit în învățământul românesc. De vreme ce modelele care ar trebui să fie pentru tineri, pentru adolescenți. Adolescenții au nevoie de modele. Nu e libertatea pe care o clamează unii sau alții dintre părelnicii politicieni ai vremii. Adolescenții au nevoie de modele. Eu am avut nevoie de modele și ceilalți au avut. Rebelii care nu au avut nevoie, într-adevăr, au ieșit fie genii, fie boschetari. Dar nu e. Astăzi nu mai au ce modele să le mai dai. Le dai din istorie, se scoate istoria din învățământ. Le dai din arta plastică, să zic. Educația plastică a elevilor este succintă, prea succintă. Sau arta muzicală, nu mai spun. Deci asta vizând cultura generală. Iar ceea ce privește cultura de specialitate, aici mai e de povestit un pic, dar întâlnești cazuri, acum avem accesul ăsta nelimitat la Facebook, întâlnești cazuri de tineri și bătrâni care scriu la fel, judecă la fel, adică facil. Te întâlnești cu actul gratuit, cu facilitatea gândirii unde nu te aștepți. Deci învățământul o lată razna și cred că, după câte am observat, domnul Câmpeanu, ministrul actual al învățământului, ar încerca să... ar încerca o revoluție, o revenire la învățământul serios bazat pe valori, dar se izbește de opacitatea politică și, mai grav, a unei părți a opiniei publice. Părinți care ar trebui să colaboreze cu școala sunt îndemnați de către copiilor să se împotrivească școlii. Deci, pactizează nu numai părinții cu ei, ci și unii dintre profesorii tineri. Fiind mai precar pregătiți în atâtea tipuri de universități particulare sau de stat pe care le avem, încât ca să salveze precaritatea pregătirii profesionale, pactizează etic cu rebelii colectivelor de elevi. Și se năruiește totul. Deci, ei ar trebui, în primul rând, profesorii să fie model. Dar când vezi o profesoară, uneori chiar directoare de școală, că vine îmbrăcată la serviciu în colanțe aceia care sunt foarte la mod acum, în fața adolescentului, întâmplătorii că și arată foarte bine profesoara respectivă, nu te mai aștept la respect din fața. Adolescentul este tulburat de asemenea imagini și unii sunt tentați să devină impertinenți, alții chiar își exprimă impertinența venind nepregătiți la ore. Nu mai știm ce e acea pregătire pentru lecții. Învățământul e cum e, la noi bănuiesc că nici cultura nu se simte mai bine. Și aici este, da. Cultura. Eu mă bucur că fac parte dintr-un cerc de
vârste diferite, dintre cerc de oameni de cultură, de vârste diferite, care au luat foarte în serios și au luat misia de colportor de cultură, ca să folosesc acest termen, care nu sună foarte bine, dar nu știu de ce, pentru că într-o vreme se spunea colportor numai la cel care vindea ziarele pe stradă, dar e un termen absolut propriu și pentru așa ceva. Nu ai ce face. Când ai un învățământ în decădere treptată, n-ai cum să salvezi cultura decât în cârdășie cu învățământul, cu oamenii din învățământ. Deci cultura se formează în școală. Arte plastice, literatura, sub toate aspectele ei, muzica, etica creștină, dacă vrei așa, care tare bine coincide cu un vechi program dinainte de 90. Dacă acestea nu sunt temeinic parcurse în învățământ, viitorul culturii este, din păcate, vai, este precar. Este indecis. Nu știm ce va fi. Dar, deocamdată, așa cum ne manifestăm și văd că ne batem să ne manifestăm, acum și aici, literatură, că de asta ne ocupăm acum și suntem oameni de literatură, apără tot aceste forme de răspândire a producțiilor literare, a rezultatului ambițiilor unor așa, altora, ale altora, de a-și vedea numele sub un text. Și acum ei au o denumire, zic așa, dar nu cred că deja depășește și această... Un veleitar, zic eu, mai are ambiția aceasta de a se autocultiva. Dar ce se întâmplă e supraveleitarism, ce se întâmplă acum cu răspândirea. Și sunt edituri care tipăresc astfel de plachete de poezii, în care sunt și unii poeți care sunt foarte talentați, dar poeți populari. Nu au cultură, nu au lexicul necesar literaturii culte. Ei scriu și publică cărți, dar îi prins pe Facebook cu greșeli de ortografie și de logică gramaticală flagrante. Și zici, domnule, asta e. Și uite că îi apare, se laudă că i-au apărut nu știu câte cărți, câte un poet de genul ăsta sau... Mai ales în poezie se întâmplă treaba asta. Da, am observat și eu agresivitatea de care spuneai. Poate că așa sunt vremurile, o să le treacă. Cu toate că e posibil să se întâmple și altceva. Agresivitatea asta să ducă la o schimbare a reperelor culturale, cine știe? Nu știu, m-ai pus în încurcătură. Eu cred că un mare rol în acest aspect îl poartă critica literară. Sunt foarte mulți care scriu critică și scriu bine critică literară, care nu se ating decât de cei care scriu bine. Nu dau verdicte. E adevărat, și ei sunt subiectivi în fond, în căutarea obiectivității. Trebuie să remarcăm în spatele criticului omul care are prieteni, are rude, care n-ar supăra. Deci trebuie să apară criticii. Uite, un asemenea discurs a început la un moment dat să aibă, nu știu dacă s-a oprit sau nu, Alexandru Cisterecandul. Majoritatea merg pe ceea ce a spus Nicolae Balot odată într-un interviu într-o revistă literară. Cred că chiar în România Literară acum vreo 30 de ani. Spunea că el nu scrie decât despre cărțile care îi plac. Deci dacă a răsfăit o carte și nu i-a plăcut, nu scrie despre ea.
Eu cred că e greșit. Trebuie să-i spui omului ce crezi că nu e bine. Ce crezi tu că nu e bine. Că la asta, în general, ei se cam influențează criticii. Dacă a scris, Doamne, îmi cer scuze, Nicolae Manolescu despre un poet, musai să scrii și încă 2-3 critici din provincia provinciei despre respectivul poet. Și așa, poetul a crescut în importanță. De acord, acord tot creditul și aștept să mulțumească domnul Manolescu la modul ironic, sigur, da, pentru critică pe egal acord, este o voce autoritară, critica literară, dar nu numai, avem și la Cluj, pe doamna Petraș, l-am pomenit pe Cisericar, mai sunt câțiva critici, nu mă apuc să ieșir acum, care ar putea să decidă să oprească acest fenomen. Pe de altă parte, spunea un, nu știu care dintre ei, spunea la un moment dat că, domnule, se întâmplă ca un veleitar afectat de opinia negativă față de ceea ce scrie să fie mai atent cu, să citească mai mult cu sine, să se informeze, să facă un pic de cultură poetică dacă scrie poezie și să apară cu o altă față după o absență de 2-3 ani în care, cel puțin, în care și-a făcut, și-a pus cerușa în cap și a reușit să contrazică opinia. Deși opinia e despre o carte, despre el în general. Dar critica evită. Dacă unul dintre confrați, să zic, spune despre unul dintre scriitori că e așa și așa, ceilalți tind să-i dau crezare și așa că acela este păstrat în culise. Să vedem când devine rândul să-l introducem în scenă, pentru cât timp și la, pentru care rol. Deci cam asta este. Cultura trebuie să... Mi-a plăcut în interviul pe care l-ați luat lui Viorel Mureșan afirmația lui că și-a îndreptat atenția spre artele plastice la un moment dat. Și asta este foarte bine. Deci un poet, un scriitor care n-are habar de arte plastice, că poți să ai habar, poți să fii teoretic foarte bine informat, să fii participat la expoziții, să fii citit, să fii încercat cronică de artă plastică. Dar dacă nu are un pic de cultură plastică, un pic de cultură muzicală, nu e neapărat obligatoriu să cânte sau să se manifeste, să compună ceva neapărat pentru compozitori, să compună el versurile. Dar așa cred că se cuvine să meargă la această sincretism al artelor în viață. Ca să pot să pretinzi că, da, domnule, criticul respectiv mă nedreptățește, ca să mă întorc la critică. Da, te invit să citești un poem, două, și apoi o să ne întoarcem la întrebări. Eu am pregătit acum, eu scriu în general și în maniera tradițională, dar bine, folosind altfel de lexic, dar și în maniera actuală, adică se formează diferite canoane în literatură, se dezvoltă și ne simțim tentați să le respectăm. Iată, de exemplu, încep cu un poem dedicat poeziei. Poezie se numește. Cine, mirat că există, a primit o zi pentru a fi numai a lui, când își îngăduie să scrie poezii
despre tot ce este și tot ce nu-i? De pildă, cât de aiurea o lacrimă sapă adânc și ferm în amintire, neștiind că o poți păți, mă, îi strigi, nu-ți mai ieși din fire, nu-ți pierde cumpătul, adică, așa cum fac cei slabi de minte. Curajul ia naștere ades din frică, apoi te rupe în pumni și în cuvinte. Prins de turbulența discursului meu, îmi vei spune că așa trebuie să fie. Toate ale vieții se ascund în poezie. Poetul se ascunde în cerșetor sau zeu. Le-am printat, sunt poezii pe care nu le-am publicat până acum în carte. Le-am transmis uneori prin internet. Iată un poem în stilul olzecist dedicat nepoțelei noastre din New York, Avelin Marie. Muguri de poveste. Cred că a sosit clipa steluței tale să mă înclin și să-ți destăinui această mică taină, Avelin. Am aflat că atunci când se naște un copil, înmugurește fără veste o legendă sau o poveste. Mai ales dacă totul se întâmplă în 22 aprilie. Acesta e miezul tainei, te asigur, ziua în care pe un ram din pomul vieții a pleznit scoarța, lăsând să iasă un mugur al poveștii tale și, de bună seamă, a noastră. Țipătul său a fost primul salut oferit dimineții, iar la fereastră a apărut zâmbind o floare albastră care, neastâmpărată, ca un vârtej de scântei, ți-a sărutat ochii și le-a dăruit culoarea ei, primită la rândui de la cerul senin. Înciripit zglobiu s-au bucurat sturzii, în joc prietenos cu turturele, iar la vioara vântului lin, zâna cea bună intona urări de pace și noroc. Au trecut de atunci ani 4, vreți nu vreți, povestea a crescut, din mugur s-a ițit un înger neastâmpărat și-s fericit pentru că eu sunt singurul dintre drumeți pe care îl strigă când vrea el, bunul Viorel, bunule Viorel. Și încă, dacă mai e timp, da, încă un poem, da. aș mai citi două poeme, una de acidire. Da, te rog, te rog. Asta scrisoare adresată copiilor mei. Deci fac aceste poeme parte dintr-o viitoare carte cu dedicații. Ca o carte de poezie a unor poeme de-a lungul timpului pe care le-am dedicat cu diferite ocazii unora sau altora dintre copiii mei sau dintre prieteni. Mea cara filia, bene est mihi, quia tibi bene est. Așa și începeau strămoșii latini scrisorile. Îmi este bine dacă ție ți este bine. Iată, m-am decis să-ți scriu precum înainte, când nu se inventase internetul decât în speranțele visătorilor, iată-le împlinite, cum arzătoarea dorință care a eternizat pe Icar și pe toți urmașii săi. Îți voi trimite aripile de sărbătoare, fata mea, numai să le poți prinde ușor între omoplați, cele folosite când ai survolat curcubeele, ori fi îmbătrânit, obosesc mai ușor. Voi face un colet voluminos să fie protejat penajul nou de va fi să treacă prin respirația sărată a oceanelor. Știi tu cum se întâmplă, sper. Mai păstrez legitimația de membră a clubului purtătorilor de aripi ideale? How long have you lived there? Te întreb ades
doar pentru că memoria mea inspiră numai prin pori atunci când ating clanța ușii sau urmele pașilor din copilărie și ai fraților tăi răsădiți printre străini, cărora le spun ei prieteni și au uitat să-și ia fiecare aripile de întors, n-o fi având nevoie. Între timp, doinind doină de dor, tata a mai confecționat câteva perechi dus întors pentru ceilalți copii ai noștri, când vor fi voind să ne mângâie și să se lase mângâiați, până mai reușește fiecăruia respirația prin pori. Și din tabletă o să vă citesc un poem pe care nici ăsta nu a apărut, pe care l-am trimis fiului meu. Pe brațele timpului. Ieșim unul câte unul din pădurile copilăriei, fiecare cu câte o săgeată ghidușă primită în dar. Înainte ca zâna dimineții înrourate să se nască, memoria sângerează peste izvoarele cu apă vie, rostuite să ajungă în leagănul din visele iezilor. Ne adunăm în vreun crâng mărginit de aluni și născocim povești pe care le vom rostogoli în urechi de prunci ajunși la pragul adolescenței. Timpul ne va ține pe brațe, ajutând să înțelegem deosebirea dintre rid și vâlcea, după căderea primelor ninsori, stricând echilibrul interior asmuțit. Toți vom trasa cărări pe covor de frunze moarte, cine și cui va mai compune imnele bucuriei, cine și cui le va mai intona în registru coral. Noi doar atât, să ne ținem echilibru vocal pentru când vom reveni pe sub arcul de triumf al pădurii. Aproape de finalul emisiunii, sigur că nu ești la spovedanie, dar un set de întrebări la care te rog să răspunzi cât mai scurt cu putință. Da. Îți pare rău după multe lucruri în viață? Nu. După multe nu. Sunt câteva după care îmi pare rău. Cum ar fi ceea ce am spus, faptul că n-am devenit actor, faptul că am trecut printr-o linie a vieții cu zdruncinături, în general nu-mi pare rău. Altceva. Altă întrebare. Dacă nu ar fi fost poezia, ar fi fost altceva? Zic că dacă nu ar fi fost poezia, ar fi fost altceva? Nu cred. Ar fi fost proza. Adică dacă n-ar fi fost literatura generală. Acum vreau să mă destăinui într-un fel. Lucrez concomitent, îmi adun de prin periodice tot ce am publicat, care merită să fie publicate într-o carte, le adun într-o carte care se numește Cu patru ochi, nu, cu ochii în patru, iar cronicele și interviurile pe teme literare le public într-o altă cărțulie care se va numi Cu patru ochi. Deci cu ochii în patru, cu patru ochi. În același timp îmi adun cărțile cu dedicații și poemele într-o nouă carte. Vreau să-mi scot și o antologie personală din celelalte poeme, nu din cele cu iz tradițional clasic. Și o carte de proză scurtă care se va numi Patru povestiri în pericolul de a deveni romane. Activitate intensă. Mulțumesc. Vă aștept
și la editura Caiete Silvane, dacă veți dori să... Măcar cu o carte din ce... Păi da, eu da, o să am public și vreau antologia respectivă, dacă aș vrea o public la editura Limes. M-am gândit așa că e o afecțiune a mea deosebită pentru Mircea Petean, pentru poetul Mircea Petean și editorul Mircea Petean. Celelalte sper să le putem publica aici la noi acasă, la Caiete Silvane, dacă vor merita. Caiete Silvane, pe scurt... O Caiete Silvane, despre asta așteptam să mă întrebi, despre revista asta noastră, care este, după părerea mea, una dintre cele, din primele cinci reviste din provincie, ca să zic așa, față de București. Ca și calitate, ca și compoziție, ca și editare, mie mi se pare, Sanzu, mi se pare, deci, asta sunt aprecierile pur subiective și aș vrea să mi le împărtășească și alții, este o revistă foarte bună. Mă delimitez de cei care afirmă că despre anumit lucru că e excelent, că e excepțional. E o revistă foarte bună, cu un conținut extrem de variat și serios, cu rubrici permanente. Deci merge și pe tradiție, dar și pe inovație. Nu numai ca faptul că, pentru faptul că e încă una dintre revistele în alb-negru interior și din când în când mai sărbătorim și noi câte un număr cu poze color interior. Dar mă bucur, eu sunt absolut mândru, nu, și nu sunt lucru mare, că sunt membru în, așa cum sunt, asociat în redacția revistei Caiete Silvane. La început am avut reținere față de denumirea revistei, pentru că aveam în minte proaspăt atunci, în urmă cu ani, când ne-am întâlnit în centru la trecerea de pieton și mi-a spus, erai cu Daniel Oblea, fii iertat, și mi-a spus că vrem să scoatem o revistă care să adune tot ce se scrie, nu numai în județul Salaj, dar în general în județul Salaj. Și atunci Caiete Silvane mi s-a părut că pastișează caietele botoșenene, care au apărut în cred că nu mai apar. Dar pe urmă mi-am zis că, domnule, este un cel mai bun titlu pentru o revistă care încă nu revendică pretenții deosebite, dar acum poate să și le revendice. Este o revistă de care m-am îndrăgostit și alături de care voi sta cât voi putea, cât mă lasă putere. O ultimă întrebare, Jibou. Dacă n-ar fi fost sau ați fi căutat în altă parte sau cum v-ați simțit acolo sau cât de legat sunteți? Vai, Doamne! Jibou, orașul... Nu m-am născut la Jibou, dar am văzut lumea prin ochii copilului de 2 ani și de atunci la Jibou și îi cunosc întreaga istorie. Sunt îndrăgostit de orașul meu. E acasa mea, Jiboul. Aici mă simt, la Jibou mă simt acasă. Sigur că m-am implicat foarte activ în activitatea culturală, artistică a orașului de-a lungul anilor și nu numai, și politică. Aș fi aspirat la funcția de primar al orașului, dar n-a fost să fie, nu... Jiboanii pe care îi știu eu au cam plecat. Am rămas printre puținii jiboani dinainte de anii 50 care mai trăiesc și care mai au aceleași sentimente față de Jibou. De oriunde, din orice parte a lumei mă aflu,
când mă întreabă lumea unde plec, știu că ajung la Jibou, plec acasă. Plec la Jibou, plec acasă. Jibou e orașul meu aproape natal, ar zice eu. E impropriu să zic natal, dar acolo este acasa mea, în Jibou. La final, dacă vreți să subliniați ceva sau să spuneți ceva care ați fi dorit să spuneți și nu v-am întrebat despre asta, vă rog. Nu știu, e o chestiune care necesită discuții mai ample în legătură cu critica literară de grup, de direcție și așa mai departe. Eu, bunoară, mă opun. Știu că asta face critica, face clasificări, dar nu peste tot așa ca la noi, așa de tranșante. Adică îmi vine în minte, uite, o afirmație a lui Ștefan Doru Dâncuș, care spunea că toți cei care scriu sunt geniali. E bine, el exagera, el o spunea mai mult în glumă, dar mă gândesc că, așa cum spuneam, criticii sunt oameni și pot greși. Și fac clasificări și auzi de la noi, cel puțin eu n-am auzit în alte părți, de mare scriitor, de important scriitor, de mai mic scriitor, de vai, veleitare ăștia. Domnule, și eu sunt împotriva acestui curent al veleitării, al deschiderii, dar până la urmă omul e liber să facă ce crede că e mai bine pentru el. Și aici trebuie avut în vedere faptul că uneori critica literară greșește, pe de o parte că nu spune, domnule, ăsta ai greșit, nu te anulez, nu zic că ești prost, dar îți spun că ai greșit, ai grijă, greșești. Nu prea să întâlne, înainte mai era celebra săptămână culturală a capitalei, care tuna și fulgera și desfința chiar poeți importanți care au devenit din mișcarea obzecistă. Dar acum nu găsesc o critică care să discearnă. Doar așa, că pe care l-au prins unul dintre ei, îl mai au încă 2-3 prin mine, îl lansează, ăsta e mare scriitor, ăsta e mare poet. Ori nu cred că este umilitor pentru ceilalți. Pentru că sunt mulți care scriu și scriu, mulți care scriu bine. Ca să am ajuns la acest consens cu a lui Gheorghe, cu Adriana lui Gheorghe, la o conversație la Neptun, care spunea, dom'le, sunt parcă prea mulți ăștia care scriu bine. Zicea el. Deci asta e. Despre asta aș fi dorit mai discutăm, dar n-are, trebuie să mergi cu documentul în față. Mă ridic împotriva acestor tip de clasificări foarte mare, poet național sau mai. Sper să fim bine și să ne vedem și la anul, la 80 de ani. Mulțumesc! Și eu sper. O să pregătim cu siguranță și un supliment al revistei, care îl va continua pe cel care l-a analizat în urmă cu ceva ani. La anul împlinește Viorel Mureșan, 70, bună oară. O să facem și două atunci. Înainte. Să facem două. Da, mai sunt. Da. Mai sunt. La anul face și Daniel Săuca 50 de ani. O să-mi facă alții, sper că... Păi alții o să facă, bineînțeles. Sper. Da. Bine, îți mulțumesc pentru participarea și eu mulțumesc pentru invitație. Această emisiune, să-i spunem. Păi da, este într-un fel. O difuzăm în mediul online, dar să-i spunem emisiune. Și este citită. Este curtată, cum a zis. O zi bună tuturor! La revedere!